Antrenorul părinților cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi la Europa FM. Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela Retegan și alături de Gaspar Gheorghi vă la o nouă ediție Antrenorul părinților. Bună dimineața! Bună dimineața, Mirela! Cu zâmbetul pe buze, exact. așa cum i-am obișnuit deja pe ascultători. Îmi place foarte tare că deja lumea asociază ideea de a Pune zâmbetul atunci când urcăm în mașină, la fel cum îți pui centura de siguranță, îți pui și zâmbetul de bună dispoziție. Exact, pentru că este foarte important să avem grijă și de siguranța fizică, dar și de cea psihologică și emoțională. Mă întrebau fetele din redacție puțin mai devreme aici la Europa FM cum fac să fiu atât de tonică de fiecare dată când vin aici. Și le-am spus că eu fac asta nu doar la Europa FM. Pentru că dimineața, eu îmi activez starea de bucurie. Primul lucru pe care îl fac când mă trezesc, conștientizez faptul că am primit-o nouă zi, chiar mă uit pe fereastră fizic să văd asta și uh, îmi, îmi, îmi pun un zâmbet pe față, iar asta îmi aduce o stare de bucurie automată. Și atunci primul gând se duce la Maia hmm. și primul gând se duce la mama că e sănătoasă și e bine și următorul gând se duce la lucrurile Frumoase pe care le am de făcut, tu cum îți încep dimineața? Să știi că de ceva timp am propus și eu să fiu un pic, un pic mai uh, atent la ce se întâmplă în mintea mea. Și eu sunt <fânt> genul mai pesimist, așa, și ușor mintea mea caută să vadă ce nu funcționează, ce nu e în regulă, ce nu e ok. Și confruntându-mă de ceva timp cu criza vârstei de 40 de ani, am zis ok, e momentul să fac o schimbare și când îmi deschid ochii să iau ziua ca un dar din partea vieții și să mă bucur de soarele pe care îl văd sau de ceața care îmbrățișează orașul sau de așternuturile calde sau de culorile care sunt acum casa noastră este destul de decorată pentru sărbători și e un exercițiu pe care mi-am dat seama că dacă îl fac alături de a-mi pune zâmbetul atunci când mă așez în mașină, energia mea interioară e mult mai ok, parcă sunt mai creativ, mai flexibil, mai accesibil. Eu am înlocuit uh, acel ioi, vai, ardelești, ioi, <laughs> da, 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 trebuie da, să da. mă duc la radio, ioi, trebuie să vorbesc cu Gașpar, ioi, trebuie să mă întâlnesc cu cineva, ioi. L-am înlocuit cu wow, mă văd cu Gașpar, ne vedem rar. Wow, o să mă duc la radio și mă întâlnesc și cu George, și cu Vlad, și cu Alex, și uh, cu Alina. Alina, și cu Simona, și cu toată echipa. Le-am înlocuit pe Ioi cu Wow, și are un efect foarte mare asupra minții mele, pentru da. că am înțeles, în sfârșit, la vârsta asta, că noi uh, stabilim acolo, în capul nostru, cum arată fiecare zi din viața noastră. Și că totul depinde de perspectiva pe care o avem. Vrem să ne victimizăm, să ne plângem, sau din contră vrem să savurăm călătoria? Astăzi vreau să vorbim despre cadouri, pentru că într-o discuție cu uh, cineva apropiat mie, mi s-a cerut un sfat. Uh, copilul își dorește un gadget pe care uh, mama vrea să-l roage pe Moș Crăciun să-i-l aducă, pentru că toți copiii își doresc gadgeturi și oricât vrem noi să-i ținem departe de ele, nu putem să le eliminăm definitiv din viața lor dar nu, nu știa exact pentru că uh, copilul își dorește ultimul model, cinci am înțeles, în timp ce, care costă destul de mult pentru rezervele lui Moș Crăciun și uh, numărul mai mic, uh, patru, era jumătate din acest preț. Și uh, mama era așa într-o incertitudine că urma să aibă discuția cu Moș Crăciun despre asta, dacă uh, e Musai să fie ultimul model sau poate să fie și modelul mai mic. Copilul își dorește ultimul model pentru că toți au vorbesc despre asta. Uh -huh. Nu neapărat toții îl au, uh, dar uh, n-a avut acest gadget niciodată. Ar fi pe primul și un exercițiu pentru el și mama era cumva măcinată de sentimentul de vină. Oare să îl cumpăr, să rezolv uh -huh, pe da, celălalt da, da. sau, știi, cum, cum îi ajutăm pe părinți să facă alegeri care să fie în concordanță și cu rezervele lui Moș Crăciun și cu dorințele copiilor? E un subiect care atinge inimile multor părinți în această perioadă, pentru că, într-adevăr, copiii Fac acele scrisori, au acele liste cu dorințe și uh, se așteaptă ca Moș Crăciun într-adevăr să-i audă și să le îndeplinească nevoile, iar părinții uh, țin pumnii strânși ca acești copilași să fie auziți de către Moș Crăciun. Ce am observat eu în foarte multe familii Mirela e că Moș Crăciun vine în fiecare an. Și dacă nu reușește să aducă în acest an acel device ultimul model exact de, de cea mai recentă apariție, asta nu înseamnă că copilul a fost rău, nu înseamnă că părintele e rău, nu înseamnă că e o problemă, înseamnă doar că mai avem un pic de așteptat. Și că așa a ales moș Crăciun anul ăsta. Și că poate e nevoie să ducem un pic mai multă energie pozitivă în acea dorință. Și dorințele noastre, mirela, Așa. se îndeplinesc atunci când noi facem ceva. Atunci când aducem energie bună în familia noastră, în grădinița în care învățăm, în școala în care învățăm Dar concret, moș Crăciun, ar trebui să-și justifice în vreun fel alegerea? Să lasă o scrisoare în care să explice copilului de ce a ales device-ul 4 și nu 5? că eu așa și vrea cumva să să, 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 să e, justifice această alegere, e, știi? E o idee într-adevăr bună și moș Crăciun ar că putea scrie, să scrisori, scrie. scrie scrisori, bilete, Sigur, un da, bilet. Da, da. Și Știu să... că mi-ai cerut numărul 5, dar uite, eu consider că anul ăsta și dacă anul mm -hmm, viitor, știi? Mm -hmm. uh, da, cred că e o idee foarte, foarte bună și uh, E bine ca fiecare copilaș, că e băiețel, că e fetiță, că are o anumită vârstă, să știe că a primit cadou. Pentru că lumea asta e mare și sunt mulți copilași, Mirela. Și dacă eu primesc cel mai scump device, ar putea ca un alt copilaș să nu primească deloc niciun device. Și atunci e nevoie cumva să ne bucurăm cu toții de aceea pomeneam de această energie pozitivă pe care e bine să o aducem indiferent de vârsta pe care o avem în familie, în grădiniță, în școală. Mai e un aspect. Pentru cadourile de moș Crăciun, copiii trimit scrisori. Părinții îl roagă pe moș și insistă și chiar Discută unii dintre ei uh, cu moșul legat de dorințele copiilor, dar uh, se fac intervenții la Moș Crăciun și din partea bunicilor, și din partea mătușilor, și din partea Sigur. nașilor, și din partea colegilor de serviciu de la mami și de la tati, adică uh, Moș Crăciun primește foarte multe cereri pentru câte un copil. Cum gestionăm aceste cereri? Cum ar fi bine să le sugerăm celorlalți ce să-i ceară lui Moș Crăciun pentru un copil? Uh -huh. Pentru același copil? De regulă, îi putem invita pe ceilalți adulți din familie să ne ajute să trimitem scrisoarea către Moș Crăciun. Nu e doar responsabilitatea părinților. Poate fi o responsabilitate comună și odată ce invităm pe bunici, pe nași să contribuie și ei la această activitate, ei pot să vadă ce apare în scrisoarea pe care copilul a scris-o și pot să-i dea o mână de ajutor lui Moș Crăciun, pot să se implice și ei în a căuta cadourile potrivite și a transforma dorințele în realitate. Atunci când oamenii își unesc energia, ei devin mai puternici, devin mai, mai dispuși să transforme visuri în realitate. Aș vrea să facem o scurtă pauză în care tu să te gândești ce-ți dorești anul ăsta de la Moș Crăciun. Mm, îmi place, îmi place, îmi place. Și între timp invit pe cei care ne ascultă să se bucure în premieră de un cântec pe care l-am făcut cu Gașca Zurli, se numește Colindăm și vreau să profităm de ultimele ediții Antrenorul Părinților să vezi ce am muncit noi în ultima vreme. După care ne întoarcem să ne povestești ce-ți dorești tu de la Moș Crăciun le amintim ascultătorilor că astăzi vorbim despre cadouri și vorbim uh, într-un fel în care această emisiune poate fi ascultată împreună cu copiii, pentru că încercăm să venim în sprijinul părinților și să uh, luăm puțin din presiunea pe care ei o simt uh, de a-l uh, ajuta pe Moș Crăciun să găsească acele cadouri perfecte. Colindem se numește Cântecul, sunt versurile mele, este compus de. Mihai Alexandru și îl cântă colegii mei din Gascazorli. Îți dau colindul să-l înveți. Să colindăm! Doamne, e minunat, deci, deci Gaspar, cu plăcut. când de costă, tu știi câți ban faci la colindat? Deci aduci atâta bucurie încât oamenii nici nu, exact, nu mai dau seama da. ce spun în traistă. Eu am simțit așa toată bogăția interioară pe măsură ce am auzit și versurile și sunetele. Pe vreunul când ne uitam la televizor două ore pe zi, da. uh, eu eram tot timpul dezamăgită, dezamăgită, contrariată să văd grupuri de copii români care cântau cântece, de care le cântau, așa așezați în poziția de soldați, drepți știi? Și fără nicio mimică pe față, fără... După care venea câte o înregistrare... Cu niște copii din Italia zuchero, Nu mai știu uh -huh, cum se chema uh -huh. Și erau o veselie, o bucurie Gesticulau, cântau, râdeau Și de atunci În capul meu a fost că Dacă vreodată eu voi putea să fac ceva În acest sens Îmi doresc să văd copii români Cântând cu tot corpul da. Cu toată bucuria Și noi asta facem la Zurli De fapt și toate cântecele pe care eu le scriu Așa mi le imaginez Cu copiii mm. care dau din mâini, din și Și... Observ cum părinții lor, în continuare, rămân, știi, așa, aplaudă, să mă vezi la spectacole. Pentru cum... că ei au fost condiționați exact. cu celelalte mesaje. Exact. Iar la spectacole, știi cum îi păcălesc? Așa. Zic, uh, toți oamenii mari să ridice vrea stângă și o ridică toți. Și acum să ridice la dreaptă și o ridică. Și acum uh, faceți-le să se întâlnescă. <laughs> <laughs> vezi mie, Mirela, mi se pare că acestea sunt cele mai frumoase cadouri. Experiențele. Da. Acele contexte care ne ajută să simțim bucuria, bunătatea, iubirea Și care nu vin din bunurile materiale Sunt, sunt atât de importante dorințele copiilor legate de device-uri Apropo de ce am discutat înainte Dar nu au cum să egaleze toată această vrajă, toată această magie Toată această forță pe care noi o simțim atunci când trecem prin experiențe pozitive Ce ți-a adus moș Nicolae? În afară de bota pe care uh, ți-am micuțat. Îți, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru cadou. Am primit de la Moș Nicolai un parfum. Oh. Uh, niște produse cosmetice și un borcan de ceva dulce, nu-i spun numele ca să nu-i facem Măi, la tine a fost Moș Nicolae sau Moașa Nicoleta? Uh, a fost, a fost Moașa Nicoleta, <laughs> da? Ei, ei, sunt foarte recunoscător. <laughs> Eu am avut spectacol în seara Așa. de ajuns la Pitești, foarte frumos și oricum am avut o zi de Sfântul Nicolae specială. Ne-am întors de la Viena, am dormit la Sibiu, iar în dimineața aceea la Sibiu am fost eu, Moș Nicolae, pentru 50 de copii dintr-un centru de plasament. Le-am dus ciocolată și m-am bucurat de colindele lor, după care am avut spectacol la Pitești, pe scenă, și a fost foarte drăguț că la sfârșitul spectacolului am intrat în cabină la teatru din Pitești, că era chiar acolo scena, și erau colegii mei, erau toți așa, se uitau la mine și deja m-am obișnuit că după ultimele spectacole avem o stare de emoție, suntem copleșiți și am început să plângem toți și, și ne-am zis, vă mulțumesc foarte mult, ce frumos, ce emoționant, ce... și eu am zis pe scenă că Moșu vine în seara asta și fără să-mi dau să nu înțelegeam de ce vrea și mă turi, că era cu telefonul și filma tot momentul, dar m-am gândit că filmează pentru că e sfârșitul spectacolului și când mă întorc să-mi iau ghetele, erau pline, erau trei perechi de, de mănuși Mm. Moșul le a găsit în târg acolo <laughs> Pentru că toată deplasarea asta Eu m-am plâns că n-am avut fi... mănuș mm. Și niște ciocolată Și uh, Trei trandafiri foarte frumoși Și o felicitare în care Îmi spuneau că îmi mulțumesc Pentru răbdare și pentru atenție M-a impresionat foarte tare Pentru că a fost complet neașteptat și sunt foarte recunoscătoare că în jurul meu sunt oameni. A fost o experiență, n-a da, fost da, despre cadou da. și știi că și cât de mult contează aceste cuvinte? Oh, enorm, enorm. Cât de, cât de puternic uh, ajung la sufletele noastre, la mai ales când noastre. vin de la oameni cu care ti se pare așa că e Implicit, da, să da, da. fim tot timpul împreună, nu mai e nevoie să ne spunem cât suntem de recunoscători sau cât de, de important ce facem unii pentru ceilalți. Am promis înainte de cântă că ne spui care este. Ce-mi doresc. Uh -huh. Apropo de ce te-am auzit spunând, și apropo de cuvintele acestea care ne înduioșează atât de tare, asta îmi doresc să primesc scrisori. Scrisori, pot să fiu. poți să am dorințe de astea mari? Da. Scrisori scrise de, de mână. mână? Da. Uh, și în care oamenii să împărtășească ceva despre ei, ceva despre relația păi noastră. Și eu... Ok, cei din familie, dar poate cei... vor ascultătorii mm, să-ți trimită cu, cu mare Undă? drag, cu mare drag Unde să-ți trimită scrisori? Uh, pe adresa mea de mail, pot să, pot să spun adresa de mail? Da, te rog Gajpar pagina de psihologie.ro okay. E adresa mea de mail și acolo se vină toate scrisorile. Ok, perfect <laughs> e, e greu într-adevăr pentru că acolo nu pot să fie scrisori scrise de mână Însă pot fi făcute poze pentru scrisorile scrise de mână și anexate. Dar -ai și tu adresă poștală, facturi? Nu mai vine nimic prin poștă? Am, am, Sigur, am, pe pagina am adresă, de psihologie e o adresă fizică. Da, da, exact, fizică. E, e intrarea tipografiei numărul 6, etaj 2, apartament 2, e sediu paginii. Da, sau poți să trimiți la Zurli, că e și mai simplu. Sau și în la Europa noi FM, pe... sau, sau la Europa e FM. FM. Da. Sunt... Vezi da, că dacă da. vrei, ai unde să trimiți. Exact. Bun. Deci, Gașper... ce-ți dorești? Tu ce dorești? Păi îmi doresc o poșetă, Așa. îmi doresc o mașină Din aceea, nouă. Din aceea care peste 2 ani devine mai scumpă <laughs> sau ce fel de poșetă? Măi, îmi doresc foarte tare să... Uh, trăiesc așa cum am trăit în ultimii ani seara de ajun, cu casa plină de oameni dragi, să am timp să fac sarmale, să pregătesc câte un cadou oricât de mic pentru toți cei care o să-mi treacă pragul noi în ultimii ani ne-am obișnuit să ne adunăm la mine în seara de ajun pentru Ardeleni se știe că ajunul de Crăciun da, da, începe da, pe da. 24 seara și din perioada în care stăteam la satul mare și am fost singură foarte mulți ani, am rămas cu această dorință de a deschide ușile pentru toți cei care nu sunt acasă în seara de Crăciun și îi invit la mine să trăim o atmosferă de acasă. Și sunt mama tuturor în seara de Crăciun și am pentru fiecare o farfurie și uh, un cadou sub brad. Mm. Asta-mi doresc în seara de Crăciun. Vine Maia și toate lucrurile se așează. Am mm. așa sentimentul că uh, ne așteaptă niște sărbători mm. foarte frumoase. <clears throat> Hai să vedem ce-și doresc uh, după după pauză, aș vrea să vedem ce își doresc oamenii de la Crăciunul ăsta cadou. Și o să-ți spun care e cadou fizic pe care mi-l doresc imediat după pauză. A, aștept să aud. Ne-am întors la Europa FM. Eu sunt Mirela Retegan și alături de Gaspar Gheorghe. Astăzi vorbim despre cadouri, vorbim despre cadourile care pun foarte multă presiune pe noi în această lună și despre cum putem să îl ajutăm pe Moș Crăciun să facă alegerile cele mai potrivite și să ne ia din sentimentul de vină că nu ne-am străduit suficient, că n-am investit atât cât ar fi meritat ceilalți că poate n-am reușit să obținem de la Moș Crăciun acele cadouri la care am visat tot anul. Știi la ce mă gândesc, Mirela? Că eu cunosc destul de mulți oameni, adulți de regulă, care nu știu să primească cadouri. Tu cunoști astfel de oameni? Mie mi s-a întâmplat de-a lungul vieții. Tatăl mai, de exemplu, când l-am întâlnit, primul schimb de cadouri l-am făcut de Crăciun și da, e impropriu spus schimb pentru că eu i-am oferit un cadou și el a avut o reacție extrem de nepotrivită. Dar de ce îmi dai asta? Dar da, da, nu trebuia, da, nu era nevoie, da, ai cheltui prea mult, dar eu nu merit așa ceva. Și abia atunci am realizat că el nu Prea primea cadouri în copilărie mm -hmm. și nu știa să reacționeze. În prima fază m-am simțit foarte prost, m-am gândit că nu merita tot efortul pe care eu l-am făcut, îmi pusesem foarte multe așteptări în reacția pe care eu o, -o bucura, aibă, sigur, da. Și, mamă, deci a fost așa ca o palmă pe care am primit-o. Acum, în ultima vreme, încerc să nu le mai dau voie oamenilor să-și manifeste frica de a primi cadouri, și îi îi. Prin de surprindere. îi, 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 îi <laughs> într-un fel în care nici nu mai apucă, nu, nu înțeleg ce li se întâmplă și se trezesc pur și simplu în starea aia de bucurie. E, e atât de frumos și ai punctat și cred că e important să vorbim și despre asta, despre cât de dificil e pentru unii dintre noi să ne oferim această libertate de a ne bucura și să realizăm că chiar dacă în trecut nu am primit, poate în copilărie, în adolescență, asta nu înseamnă că nu merităm, asta nu înseamnă că nu putem schimba ceva în momentul prezent. Pentru că de cele mai multe ori, asta mi-arată mie experiența de psiholog, respingem pentru că ne doare. Ne doare Ceea ce nu s-a întâmplat în copilărie, ceea ce nu s-a întâmplat în trecut, cine este teamă că dacă ne-am deschid acum, mental și sufletește, pe lângă bucurie am simțit și uh, durere, suferință, dezamăgire, regrete. Și e adevărat că nu putem simți doar emoții pozitive, fără să ne dăm voie să îmbrățișăm și aceste emoții dificile, însă cred că merită să facem asta indiferent de vârstă. Așa că acest mesaj e pentru părinții, bunicii, nașii, frații mai mari, care au tendința de a le spune copiilor că nu, nu îmi trebuie mie cadou sau mie să nu mi-aducă moș Crăciun nimic. Eu cum am rezolvat -o. Toată lumea merită. Eu cum mama am rezolvat-o pentru că ultima oară când m-am întâlnit cu ea am făcut un drum până la Orada împreună am stat în mașină. Doar voi două. Doar noi două și am și prins un accident, așa că am stat două ore în plus pe drum, doar noi două și ne-am distrat foarte tare. Mama este extrem de amuzantă. E, e un om cu un simț al umorului fantastic. Acum înțeleg și... mai bine de unde toată această bogăție. Da, 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 o să-ți placă. Dacă o cunoști, este... E... Tanti, mama lui Mirela, vă salutăm acolo la Dej. Tanti Vera. Tanti Vera, așa o știe toată lumea de Tanti Vera. Și zice, maică-mea, și mai țin minte. Mai ții minte televizorul ăla pe care mi l-ai dat, tu am 9 ani. Zic, mai ții minte. Tu zice, nu știu ce e cu el, că îl pornesc și nu mă peste un ceas, binomii. <laughs> <laughs> Cred că ai stricat. <laughs> Cred că s-a stricat. <laughs> și zic, pe bună nu m-am tu acum îmi spui, păi, stric de nu. Eu stau eu, eu nu folosesc televizor. Uh -huh. Am o grămadă de televizoare, stau cu televizorul. în casă. oamenii altfel. Da, și zic, dar da, de ce nu mi-ai zis până acum? no, pe de după ce să spui că așa mă bucur când vin. Îi <laughs> așteaptă. Îi drumul pe... Mă bucur când vin, că mi se umple casa. Zic, bine, uite, hai că de Crăci, îți fac cadou. Mama e născută pe 17 decembrie. La mulți ani. La mulți ani. Și i-am spus să-ți fac cadou de ziua ta anul ăsta, un televizor nou. Și, și tanti urmeză... mama lui Mirela, să știți că puteți păstra și televizorul vechi. Nu e musai să renunțați <laughs> la el. Deci are televizoare în toate camere. La fel și bunică. Veste e, tot. Exact, și în bucătărie, da? Și în bucătărie. Și îți dai seama că uh, uneori se pornesc toate și mama asta într-un apartament micuț, adică nu vorbim despre niște case în care nu se aude un televizor dintr-o cameră în alta. O drăguță foarte simpatică, foarte, foarte simpatică și am învățat să primească, știi? Că nici ea nu știa să primească, dar acum nu se mai supără și uh, cumva mă și face să înțeleg de ce are nevoie, într-un fel... Uh, și asta subtil. e minunat, e minunat că părinții noștri îndrăznesc să exprime într-o manieră elegantă care sunt nevoile lor și noi putem contribui la starea lor de bine. Am zis că ți-am promis înainte de pauză că îți spun ce-mi doresc eu da. de la Moș Crăciun anul ăsta. Îmi doresc foarte tare ca uh, toate uh, biletele care sunt puse în vânzare pentru proiectul Concentrează-te pe tine să devină cadouri pentru femei pe care oamenii le iubesc. Acesta e proiectul din martie. Proiectul Acel proiect din 4 minunat. martie. În uh -huh. 4 martie uh, îmi doresc să adun pe aceeași scenă oamenii care m-au antrenat pe mine în ultimii ani să devin cea mai bună variantă a mea. Sunt foarte multe femei care uh, mă întreabă ce s-a întâmplat în ultimii ani cu mine? Pentru că observ o transformare și fizică, și emoțională, și. Exact de... așa cum m-au întrebat și colegele de la radio în această dimineață: exact. nu? de unde atâta energie pozitivă? Exact. Iar eu am realizat că această schimbare vine din faptul că în ultimii ani am învățat să mă concentrez pe mine. Și vreau să-i adun acolo pe toți oamenii care mi-au dat încredere să fac asta. Vreau să vii tu și să ne vorbești despre uh, cum uh, uh, poți să te concentrezi pe tine fără să fii egoist. Uh -huh. Vreau să vină Enike Santo, care mie mi-a creat uh, o, 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 un pachet de haine care mă salvează din orice situație și pentru mine cu ce mă îmbrac la un eveniment, la o întâlnire, la job, nu mai e un stres și o preocupare permanentă pentru că am, am am acele date cu care eu fac asta foarte ușor vreau să vină acolo oamenii care m-au învățat cum să folosesc mintea să-mi devină prieten și hmm. nu dușman să nu-i mai dau voie să se ducă unde vrea ea, ci să facă ceea ce cred eu, vreau să vină uh, Adriana Avram uh, esteticianul care m-a ajutat să uh, scot cea mai frumoasă parte din mine sunt câțiva oameni foarte dragi mie, cu care eu am lucrat în ultimii ani și de la care eu am învățat câteva lucruri absolut esențiale. Mi se pare un proiect minunat acesta de reinventare personală și de a ne da voie să facem o prioritate din propria persoană. Și, și din a recunoaște, ăștia sunt antrenorii mei. Da. Că eu n-am făcut asta de capul meu. Și nici nu trebuie să facă nimeni asta singur. Ei m-au ajutat. Într-un fel uh, diferit, mai mult sau mai puțin, dar este, ăsta a fost cadouul meu cel mai de preț pe care l-am primit, faptul că voi existați în viața mea și îmi doresc foarte tare să facem asta și cu oameni care uh, nu au acces la aceste informații. Pe 4 martie, spui. Pe 4 martie. Și cum putem cumpăra bilete? să găsesc uh, pe Zurli, uh, pe Zurli, pe Mirela Retegan. Uh -huh. sunt deja uh, publice. O să punem linkul și în antrenorul părinților. Și de exemplu, dacă eu vreau să îi fac un cadou mamei mele sau partenerei mele. intru pe site, cumpăr biletul, cumpări biletul îl și pui într-un plic? A, îl printezi, da, îl pun printez. într-un plic? Uh -huh. Exact, și îl dai și, și îl trimiți sub. La... Da, îl pui sub brad. Iar va fi și online sau doar fizic? Va fi și online, și online. Poate fi, pot fi cumpărate bilete și online, iar gestul tău va avea dublu sens. În primul rând vei face o bucurie mamei tale sau iubitei tale sau colegii tale de muncă sau prietenei sau tale surorii mele. sau surorii tale și din costul acelui bilet noi mai organizăm încă o conferință în aceeași zi, pentru femei din asociații. Femei care fac parte din asociația femeilor abuzate, femei care fac parte din asociația mamelor care au copii cu probleme, sunt în ograda noastră, în antrenorul părinților, mii de femei care au nevoie de susținere și de ajutor. Un bilet pe care îl cumperi pentru cineva dragție. Va aduce uh, într-o sesiune o femeie care nu-și permite să facă asta. Hmm. Și tot proiectul este în cadrul campaniei Adoptă o Mamă, și îmi doresc foarte tare să învățăm noi, femeile din România, să ne concentrăm pe noi. Da. Pentru că eu, de când mă concentrez pe mine, am o relație mai bună cu tine. Cu Maia, cu toți angajații mei, cu toți oamenii cu care interacționez, și felul în care eu mă raportez la mine s-a transformat în felul în care ei se raportează. Ce frumos atunci când ne întâlnim noi cu Lumina și cu strălucirea din universul interior, toate acestea ajung și la ceilalți. Și dacă o să am de Crăciun epuizate aceste bilete, o să plec liniștită în vacanță, că știu că e rezolvat și acest proiect și putem să ne ocupăm de altceva. Păi atunci să-i scriem multe scrisori lui Moș Crăciun. Oricum, îți mulțumesc foarte tare, Gașpar, pentru că ești alături de mine de atâția ani și datorită ție am învățat că cele mai de preț cadouri sunt relațiile. Mm -hmm. Și am înțeles de ce tu ești promotorul revoluției relațiilor în România. Pentru că așa cum românii nu știu să se pună pe ei pe primul loc, românii învață împreună cu tine că relațiile sunt cele mai importante instrumente pe care noi le avem în această viață. Exact, sunt cele mai mari daruri pe care Dumnezeu, Universul, natura, ne le-a oferit. Hai să vedem ce își doresc oamenii. Sunt foarte curioasă să ne ducem în stradă și să aflăm care sunt cadourile pe care ei le așteaptă de la Moș Crăciun. De Crăciun îmi doresc să primesc un bilet pentru un concert din străinătate pentru luna ianuarie. De Crăciun îmi doresc să beau o ciocolată caldă undeva sus la munte sau să stau acasă să fie cald, să citesc, să beau o cafea bună sau un plin la mașină. Fiind un nou început în toate, îmi doresc ca și Crăciunul acesta să fie special în felul lui și cred că îmi doresc să fie un Crăciun de neuitat. Nu cu daruri multe, ci cu momente de neuitat. În acesta îmi doresc foarte mult să-l petrec alături persoana pe care o iubesc, să stăm acasă, să decorăm casa de sărbătoare, să ne plimbăm pe la târgurile de Crăciun din oraș și să gătim împreună ceva bun de sărbători. Ce frumos e când îndrăznim să ne punem dorințe, nu? Da, da, vezi și să că visăm. oamenii se tem să-și pună dorințe materiale. Da, au, au nevoie să-i încurajăm să, să facă asta, da. Să tem să... adică nu, nu că să tem, nici nu știu ce să-mi doresc, pentru că cei mai mulți dintre noi avem cam tot ce ne trebuie. Nu avem tot ce ne trebuie. Avem mai mult decât ne trebuie. Da. Și atunci ne și temem să ne mai dorim alte lucruri pentru că deja avem foarte mult și ne ducem în zona ideală. Vrem sănătate, vrem liniște, vrem iubire, da. vrem pace și importanță. Să... Să conștientizăm ce vrem, Mirela. Dacă e ceva ce s-a schimbat în mentalitatea mea în acest an, e că a să visezi a să vizualizezi, a să crezi că meriți, sunt printre cele mai importante instrumente pentru a materializa ceea ce lipsește din viața ta, pentru a aduce mai aproape uh, bucuria, fericirea, mulțumirea și cred că e valabil și pentru bunurile materiale și pentru cele vizibile și pentru cele invizibile. Mie mi-a venit o idee. Ia să auzim. Eu știi ce cadou o să fac anul asta. Eu o să fac anul asta o să dăruiesc oamenilor timp. Timp. Da. Din timpul tău. Din timpul meu. Și o să îmi planific anumite, o să-mi fac un calendar în care mă întâlnesc cu anumiți oameni și de Crăciun le trimiți scrisori sau felicitări în care le spun, uite, îți dăruiesc două ore din viața mm -hmm. mea în care facem ce vrei tu. E foarte frumos. Foarte Vorbim despre frumos. ce vrei tu, eu sunt acolo pentru tine. Cred că voi împrumuta această idee. Nu, dar poate să împrumute oricine. Serios? Da. Deci eu chiar o să fac asta și îmi propun ca până la 1 martie să și livrez cadourile. Mm. Îi dau și termen. Mm -hmm. Ca mm -hmm. să fie uh, simplu și clar. Da. Și vrei să facem asta și cu niște ascultători? Mm, mi se pare o idee foarte bună. Să facem un concurs pe pagina da. de antrenorul părinților da. și să oferim niște cadouri uh, în care să se întâlnească cu noi doi mm -hmm. anul viitor. Da. Bine, noi o să ne dăm un termen mai lung de livrare, <laughs> că trebuie să facem loc în agenda ca să ne întâlnim amândoi, da, că altfel da, separat da, e simplu. Da, 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 da. vrei să facem asta? Facem asta. Bun, facem, hai, facem. Ne gândim și la asta. <laughs> și să nu închidem această emisiune. Mai vreau să asculti un cântecel Abia aștept. E foarte haios, este despre iarnă și uh, e scris tot de Mihai Alexandru, muzica, versurile sunt ale mele și Gașca Zurli cântă, după care ne întoarcem să tragem concluziile. E, e fetița Zurli? Sau... E fetița Zurli cu toată Gașca mm -mm. Zurli. Da. Dar vocea ei se aude... Ea se aude... Păi e emblema da. Zurli. Deci ieșim la zăpadă. Ieșim la zăpadă, a început sezonul. <laughs> Ți-am spus în prima parte a emisiunii că îmi doresc să văd copiii din România cântând cu tot corpul. Și oamenii mari din România. Știi ce zicea Niculina? Niculina Gheorghiță, Așa. când da, am fost mai invitatul la un da, moment dat și am zis da, da, ai dansat tu pe scenă, da. singura, singura oară în viața mea când am văzut dansând pe scenă, zicea Niculina că oamenii care dansează și se manifestă înseamnă că și-au vindecat copilul interior. Da. Cu cât sunt mai țepeni cu atât e copilul interior mai, mai timurat, da, da. Mai timorat, mai traumatizat. Așa că. Pac, să pac. ne dăm voie să păi, ne exprimăm Uite să așa ne manifestăm. Dansa tata ca tine da? Uite așa, exact, mamă l-am văzut Acum uitându-mă la tine Gașpar, cum îi facem pe copii să înțeleagă Că moșul nu aduce întotdeauna Tot ceea ce am scris noi că vrem uh, Cred că prima dată e bine să înțeleagă părinții și abia după aceea să îi facem pe copii să înțeleagă, pentru că dacă părinții au înțeles, vor găsi cuvintele potrivite pentru a-i liniști pe copilași. Și de cele mai multe ori, Mirela, ce am observat eu e că copilașii își doresc bunuri materiale și device-uri pentru a înlocui și a compensa absența conexiunii, a experienței, a timpului petrecut împreună, și dacă noi, adulții, realizăm asta, că suntem părinți, bunici, nași, îngrijitori și așa mai departe și ne dăm seama că, de fapt, până și supărarea pe care o poate simți copilul pentru că nu a primit cel mai actual device, e un mijloc de conectare. Atunci când copilașii sunt furioși, sunt frustrați, sunt triști, sunt dezamăgiți, noi le putem oferi cel mai important dar, darul prezenței noastre. Mulțumesc foarte mult! Cu mare, mare drag! Le reamintesc celor care ne ascultă, Gașpar își dorește scrisori scrise de bună, iar eu îmi doresc să dăruiți bilete pentru evenimentul concentrează de pe tine, femeilor importante din viața voastră. Până săptămâna viitoare, să aveți o săptămână plină de bucurie și să nu uitați că oricât e perioada asta de agitată, e decembrie și este cea mai frumoasă lună din an. La și merită să zâmbim! La revedere! Mirela Retecan și Caspar Gheorghi. antrenorul părinților la Europa FM.